Începu emisiunea, nu? Suntem gata? Pandurii mei, suntem în direct, nu? Deci lumea ne vede. Sigur? Dragii mei, sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu și tot ce vă doriți. Și vizionare plăcută în seara asta. La revedere, cu la revedere, mă, stai puțin că emisiune 2 ore. Pandurii din studio mă duc în eroare. Dragii mei, în această seară minunată, am adus în fața dumneavoastră o voce extraordinară, o voce care cândva ne-a încântat în județul Gorj, pe mulți dintre dumneavoastră, după Revoluție, așa, mult timp, și după aceea această minunată doamnă s-a mutat la Vâlcea, unde a continuat să bucure inimile vâlcenilor și, bineînțeles, tuturor la care au fost. Mi-a fătat vaca, cred că mă sună cineva. Iertați-mă că am uitat telefonul. Nu suna, mă, nu suna, că sunt direct. Doamne, să mă ierte Dumnezeu. Și nu pot să vă mint. Trebuie să-i dau pe silențios. Cred că i-am dat. Alo? Ce Alo? faceți, domnul Berger? Tocmai lucram la telefon. Era sonorul prea tare. Nu vă prea pricepeți la ele. Nu mă pricep pentru că e o tehnică care mă depășește. Nu sunteți mai bătrân, mai rar. Vreau și o melodie. Dar cine sunteți dumneavoastră, domnule tinerel? Dragoste Mădălin de la Hăiești. Cine? Dragoste Mădălin de la Hăiești. Ești? Hăiești. Da, domnul Mădălin. Vreau să o melodie pentru Dănescu Cosmin, de Da. Zbiriță, cu cămașa ruptă în coate. Cu ce? Aveți melodia asta? Nu cred că nu. Nu. Pe cine aveți aici de vă cântă dumneavoastră? Ei, secret! Nu vreți să ne spuneți. No, mai târziu puțin, peste o oră, două. Ia dați vă tu la o parte, vedem acolo pe undeva. Să vă arăt invitata? Păi ar cam trebui. Bine, dacă dorește telespectatorul, noi de asta suntem puși aici, să facem plăcerea telespectatorului. Iată-mă! Deci, pandurii mei, mutați cadrul pe invitata mea. Se prezintă singură. Bună seara! Bună seara! Bună seara, dragii mei gorjeni! Bună seara, stimate domn, care sunteți la telefon și o să vă cânt cu mare drag tot programul din seara asta. Și pentru Dănescu Nicolae. Și pentru domnul Nicolae. O să cântăm și de Nicolae, de pe la cum, la mulți ani. Nu m-am prezentat, dar oricum, prezența, Nu, imaginea. nu. Bine, dragul meu, o seară minunată. Mulțumesc la fel, să trăiți. Deci, te rog să te prezinți, ca lumea, poate cineva, mă rog, că ești atât de... și poate nu te recunoaște. Te recunoaște Dacă lumea. spui tu așa. Deci, bună seara, stimate coleg și prieten bun, Da. de ani de zile așa cum știm noi și cum ne cunoaștem. Bună Da. seara ție, bună seara televiziunii la care mă aflu, bună seara întregii echipe, mulțumesc de invitație și bună seara oltenilor, gorjenilor Și noștri mă și intitulez bine că ne-am întâlnit reîntâlnit. și ne-am reîntâlnit, bine ne-am găsit, bine că m-ai găsit tu și Și îți bine că ești mulțumesc. printre cei vii. Și sunt printre cei vii. Mulțumesc frumos Și și pentru mulțumesc această Dumnezeu că observație. existi și știu că te rog să te prezinți, că ai uitat iar. Eu nu am uitat, am lăsat să completezi tu Te conversația rog să... în această seară și de
Câțiva anișori frumoși, în martie este ziua mea, pentru dumneavoastră, Ana Denisia Paliță. Ana Denisia Paliță. Mulți dintre dumneavoastră poate vă aduceți aminte de Denisia. Așa, foarte bine, așa, ăsta e prenumele meu. Da, Denisia. Cert este că tu ai trecut prin faze groaznice în cursul vieții tale. Știu că ai avut un accident groaznic, foarte urât. Ai fost în moarte clinică, dar bunul Dumnezeu și credința în bunul Dumnezeu te-a ajutat să rămâi printre cei vii și să ne încânți cu melodiile tale. Iar eu știu că am un prieten atât de bun, care e aici în stânga mea, da, și pentru care am venit astăzi seara aici. Îți mulțumesc și pentru întreaga echipă și pentru toți cei care sunt în fața micilor ecrane. Sigur că da, eu îți mulțumesc ție și îți voi mulțumi toată viața și tot respectul. Mulțumesc, Denisia. Alo? Alo, bună seara, domnul Belger. Bună seara, doamnă. De la Turcinești. Da, doamnă. Bună seara și invitate dumneavoastră. Bună seara, doamnă. Și aș dori toate melodiile din seara asta să fie pentru băiatul meu, Adi, care a împlinit o frumoasă vârstă. Da. Și pentru fata mea, Ileana, de la Bumbejiu și nepoatele mele, Bianca și Roxana, pentru soțul meu, Gelu, pentru nașa mea, diaconul Silvia de la Târgu Jiu și pentru Eugenia Gârdu de la Turcinești. Și pentru dumneavoastră, domnul Belger. Vai de mine, mulțumesc, dragă! Și invitate dumneavoastră, multă sănătate, fericire și tot ce își dorește în viață. Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și tuturor celor dragi. Mulțumesc frumos și o seară bună! O seară bună, la revedere! La revedere! Iar la naiba, iar dau din mâle și m-a luat după unul care, un prieten de-al meu care tot făcea pe la televizor, la naiba. Și m-a făcut să râd atât de tare încât i-am luat ticul. I-am împrumutat ticul. Alo? Bună seara, domnul Berger. Bună seara. Mioara Pârvulescu vă deranjează. Da, doamna Mioara. Că aveți o invitată pe cinste. Bună să seara. Să vă tăiască, bună seara. Mulțumesc frumos, vă pup, bună seara. Eu vă pup. Și eu toate vă pup. Toate dedicațiile din seara asta vreau să dedic și-o copiilor și nurorilor mele. Așa să fie. Da. Domnul Belger, că mă supoartă de atâta timp în fiecare vineri. Doamnă, dar sunteți, vai de mine, fanii mei prezenți. Întotdeauna sunteți cu telecomanda în mână când începe emisiunea. Vai de mine. Ce naiba? Pentru toți vecinii mei, pentru toți vecinii mei și consătenii din Vlădulen. Foarte o bine. O să fie cu tot dragul și din partea mea. Vă mulțumesc frumos, o seară bună. Mulțumim asemenea și dumneavoastră. Domnul, dacă nu vă supărați să continuăm stați emisiunea. Primi un mesaj din Franța, dar nu știu să... Sigur că da. Comentalez vous. Ce vrea să spună, nu știu. Cred că mă dăte dracu. Nu, cum vă merge dumneavoastră? Cum vă merge? Da. Știi franceză? Oui, oui. Ça va bien. Ça va bien. Merci, va... merci beaucoup. Merci beaucoup. Lasă că trebuie să știi să parlezi. Sigur că da. Și mă fac de... Deci, dragii mei, în această seară cu Denisia, o să ne simțim sigur bine. Și înainte de a începe Denisia, uite, să facem câteva dedicații. Cu tot dragul. Pentru Ilie, pentru Gabi, pentru Ademona de la Lelești, să le dea bunul Dumnezeu sănătate și putere de muncă, pentru un anume, nu știu cine e, Belger Constantin și soția lui, adică fratele meu. N-am făcut niciodată, n-am făcut dedicații la frații mei. Dar seara asta am zis, băi, sunt frații mei. Să le vă dea Dumnezeu sănătate și să ne înțelegem la fel de bine cum ne-am înțeles până acum. Suntem cinci frați, niciodată noi nu ne-am certat, mici divergențe, dar am trecut peste ele și aș dori la toată lumea să se înțeleagă cum ne înțelegem noi. Deci, sincer vă spun, deci încoată, mai sunt mici divergențe, dar am avut puterea de a trece peste ele. Am mai lăsat, am mai pus așa și uite așa. Deci, Costică, să-ți dea Dumnezeu sănătate alături de cumnata mea, Mari, și tot ce vă doriți. Deci,
pentru prietenul meu Narcis Daciu și pentru familia lui. Și să vă ține Dumnezeu sănătoși, că sunteți necesari. Hai să ascultăm o melodie, două melodii, haide. Vreau să fie cu tot să dragul. Să vedeți dumneavoastră ce voce minunată are. Mulțumesc frumos această și fată. De la mine dedicațiile vreau să fie pentru toți care se vor regăsi în cântece. Am ales eu special pentru toți gorjenii noștri. Fostul tău prieten de suflet. Așa să rămână și Doamne ajută și tuturor prietenilor. Eu am, de ce nu? Eu n-am nicio, nu mă deranjează nimic niciodată, deci, Leo. Deci, pentru că știu că se uită mereu la emisiunea. Salută-l tu pentru că ți-e prieten. Marian Dragu, Mariane, iată, fostul tău prieten de suflet este seara asta în fața micului ecran. Deci, muzica. Lumea o surioară, ea e toată averea mea. Pentru nicio bogăție nu m-aș despărți de ea. Am pe lumea o surioară, ea e toată averea mea. Pentru nicio bogăție nu m-aș despărți de ea. Dacă ea mi-ntinde mâna și la ea un sfat găsesc, atunci sunt cea mai bogată, banii nu mai trebuiesc. Dacă ea mi-ntinde mâna și la ea un sfat găsesc, atunci sunt cea mai bogată, banii nu mai trebuiesc. Înțeleg vreodată, frații care se sfădesc pe pământuri și avere și pe pragul părintesc. O să înțeleg vreodată, frații care se sfădesc pe pământuri și avere și pe pragul părintesc. Că banii-s doar o pârtie, nici când nu m-ar alina. Și la un necas mai mare, nu mi-ar șterge lacrima. Că banii-s doar o pârtie, nici când nu m-ar alina. Și la un necas mai mare, nu mi-ar șterge lacrima. Am făcut un legământ și martor mi-e sfântul, că nici când n-o să las banii să-mi fure sufletul. Am făcut un legământ și martor mi-e sfântul, că nici când n-o să las banii să-mi fure sufletul. Din ce am îi dau cu drag și la surioara mea, și am sufletul bogat, când știu că are și ea. Nu am cum să fiu săracă, cât o am pe sora mea. Și n-o să închid vreodată ușa de la casa mea. Din
ce am îi dau cu drag și la surioara mea. Și am sufletul bogat, îl știu ca și ea. Nu am cum să fiu săracă, cât o am pe sora mea. Și n-o să-i închid vreodată ușa de la casa mea. Ca mine, rozuliță de cucută, asfata când se mărită, să deschidă ochii bine, să nu ajungă ca mine. Că și eu m-am mărita și-am luat băia din alța, mi-am lăsat ai mei părinți și-am trăit întinuiți. Că și eu m-am mărita și-am luat băia din alța, mi-am lăsat ai mei părinți și-am trăit întinuiți. Doamne, ție-ți mulțumesc, că am o fată ce iubesc. Ea e toată viața mea și mi-a lină durerea. Durerea că n-am un pui și-am rămas să nimănui. Dar n-o să mai stau așa și iarăși m-ai mărita. Durerea că n-am un pui și-am rămas să nimănui. Dar n-o să mai stau așa și iarăși m-ai mărita. Viața. Eu mă rog la Dumnezeu ca să-mi dea alesul meu, să-mi dea jumătatea mea ca să-mi trăiesc viața. Să-mi dea un soț blând și bun, să mă înjuc cu el la drum, să simt dragostei dulceața, să ne iubim toată viața. Să-mi dea un soț blând și bun, să mă înjuc cu el la drum, să simt dragostei dulceața, să ne iubim toată viața. Da. Suntem în direct, da? Cred că da, nu? Da? Copiii, să nu mă păcăliți, să nu mă păcăliți, că râde lumea de noi. Parcă ar fi prima dată. Denise, ai văzut că te dau afară din emisiune, ai văzut că aici nu ne jucăm cu vorbele. Bine, deci, dragii mei, trebuie să vă spun o povestioară, o povestioară. Și mă bucur din suflet că mai există umanitate, mai există umanitate în noi, oamenii. Vă împărtășesc o poveste cu final fericit. Am reușit să fac un bine, în sensul că acum să nu credeți că mă laud în fața dumneavoastră, dar vreau să spun că se poate dacă se vrea. Asta vreau să scot în evidență. Am cunoscut un om, nu o să spun de unde e și cine e, un om foarte, foarte sărăcuț, care a avut o problemă foarte gravă de sănătate și acest om, neavând bani, a suferit enorm de mult, multe luni a suferit enorm de mult.
L-am cunoscut prin intermediul unor oameni și le mulțumesc din tot sufletul meu. L-am luat și l-am dus la spitalul Tudor, trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că acest om trebuie nominalizat și are tot respectul meu din tot sufletul meu, că m-am bucurat enorm că există, mai există oameni cu suflet. Și l-am dus să-l operez. Dragii mei, l-am internat alaltă ieri. Ieri l-a operat. Astăzi este ok. Și vreau să-i mulțumesc din tot sufletul meu domnului doctor Neagu de la Spitalul Tudor. Domn doctor, să nu uitați niciodată de Dumnezeu. Făcând bine, Dumnezeu vă va ajuta enorm de mult. Și celor de la UPU, de la urgență, de la Tudor, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate. Că ne trebuiți. Ce să vă spun? Mă doare sufletul că n-aveți acele salarii de care mi-aș dori tot sufletul să le aveți, că le meritați. Dar cu răbdare și cu credință în Dumnezeu, probabil se vor schimba lucrurile. Deci, domn doctor, vă mulțumesc din suflet, domn doctor Neagu, pentru binele făcut. Și bunul Dumnezeu ține cont. Și pentru... Alo? Alo, bună seara, domnul Belger. Bună seara. Sunt bună Mihaela seara. Din Feijari Gorj. Da. Zic și doamne invitatea dumneavoastră, mult succes pe linia melodică și tot ce dorește de am impresia că vă aude, da? Bună seara, da? Și mulțumesc. Da. Bună seara, doamnă. Felicitări pentru cântecele frumoase care ne ung sufletile, că mi-au plăcut cu surioara cântecul, care am și o surioară. Să vă trăiască și toate melodiile să fie speciale. Ai dumneavoastră, pentru mulțumesc. Toți cei dragi din studio care iubim ca prin dâns și ne răcorim sufletul, da? Pentru dumneavoastră, domnul Belger, și pentru ce ați făcut, ce spuseră dumneavoastră, mai rar oameni ca dumneavoastră să facă doamnă. Bine pentru... Dumnezeu mi-e martor. Vreau ca toată lumea să trăiască bine. Asta îmi doresc. Din tot sufletul. Dar ne-a dispărut umanitatea. Să trăiască ai frumos. Problemă. În ziua de astăzi, fiecare pentru el, domnul Belger. Nu mai gândesc că trebuie să faci bine ca să auzi bine. Da, da. Deci? Deci, domnul Belger, pentru fica mea din Belgia, Irina. Da. Pentru cea din Italia, Maria. Pentru cea din Târgu Jiu, Alina Florentina. Pentru mezinul casei Gică. Pentru da. Fratele meu Mitrescu Mihai din Bustuchin și cel da. Mic Ion. Pentru surioara mea cântă doamna cântecola Ileana. Cu drag, cu drag, doamnă. Și mai am o vecină, Irina, de Izuc Belgian, ca în loc fetii mele, care mi-e drag și mi-e dor de fica mea și prin ea îmi răcoresc sufletul. Vă cred și vă înțeleg. Irina. Și le doresc tuturor tot ce e mai bun și mai frumos. Și să le dea Domnul sănătate pe acolo, pe unde sunt, că prin ei ne răpune sufletul, pentru ei trăim. Și dumneavoastră, la fel, o seară plăcută și să vă dea Domnul tot ce e mai bun și toată mapa muzicală ce o cântă doamna, care nu mai cântă ce de plăcere și de frumos. Să rămâinile, să rămâinile. Mulțumim frumos. Și tot ce doriți dumneavoastră, sunt de peniți în curând și în viitor și țineți-o tot așa. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos. O seară plăcută. Doamna, o, seară o să încerc, la o să încerc, să rămână. Iată, dragii mei, pentru prietenul meu Fugaru, Ion de la Cărbunești, Ioane, să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate, că asta e cea mai de preț, pentru domnul doctor, așa la linte eu, pe domnul doctor Nicu Băcoi, de la medicina legală, și pentru iubita lui soție, Iuliana Văleanu, doamnă, la mulți ani. La mulți ani din partea să vă dea Dumnezeu sănătate, că știu că mâine e ziua dumneavoastră și m-a schemat la acel vițel pe rotișor, care eu nu prea îmi place în carnea de vițel. Dacă un purcel ceva. Da, tu ții post, vreau să spun. Post. Da. Alo? Bună seara! Bună seara! Aș vrea și o dedicație pentru socul meu, Crețan Constantin. Doamnă, stați puțin, dar cum vă numiți, doamnă? Cum intrați așa? Minculet Cornelia. Cum? Minculet Cornelia. Doamnă, seara, stați doamnă. Puțin, dar sunteți foarte supărată, doamnă. Nu sunt supărată. Ia, zâmbiți puțin!
Atât. E, parcă e ceva. Chiar e. Păi, ce naiba? Aș vrea să o dedicație pentru copiii mei. Da. Pentru socrul meu, Crețan Constantin. Da. Și pentru soțul meu, Crețan Grigore. Ia auzi. Cât, doamnă, iertați-mă, de unde sunteți? Sunt de la Bălănești. Bălă ce? Bălănești. Bălănești, da. Da, de la domnul Cornelia. Cochină. Și aș vrea și eu, dacă se poate, doamna aceea, să-mi dea și eu mie o dedicație cu tot așa, o melodie frumoasă pentru copii, dacă vi-o se poate. Vi-o aducem acasă, da. Doamnă, vi-o aducem acasă. Bine. Cu tot dragul, doamnă. Toate bine, melodiile doamnă. Alese vor fi pentru dumneavoastră, pentru familie și pentru toți prezenții în fața televizorului. Îl cunoașteți pe domnul Cochină? Da, îl cunosc pe domnul Cochină. Să-i transmite salutări și familia Strat de la Bălănești. Da, îl cunosc și pe acela. Ia, bine, doamnă scumpă. Bine, vă mulțumesc frumos și o seară plăcută. Toate cele bune, numai bine. Domnule, ce urmărită este emisiunea aceasta. Vai de mine, dar aproape 6 ani se uită la ea. E cea mai urmărită. Din momentul de față 6 și 3 sferturi. Că de 6 jumate oricum a trecut. Foarte frumos. Denisia, mă simt zi foarte tu bine. Alo, ca să nu obosesc eu. Poate obosesc și nu mai pot. Dar admir părul tău. Exact Maria Dragomiroiu în persoană. Mulțumesc frumos. Sincer, mi-a promis că vine și Maria Dragomiroiu. În seara asta, Denisia, prietena Denisia, ta. Da. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Berger. Bună seara, stimate domn. Cu cine avem onoarea? Câmpeanu de la Bombejiu, de la Tătila. Da, domn Câmpeanu. Sunt născut pe la Cărbunești eu și sunt mărită pe aici. Foarte frumos. O rugăminte la domnul Berger, dacă se poate. Da. O să comutăm... Da, comutați la dânsul să... Mă vedeți? Să trăiți în Berger. Și la asta. O să vă văd, sigur că da. Deci mă vedeți. Deci aveți ochi să mă vedeți. Asta contează. Sigur că da, domnul Berger. Am și pe cine. Sigur că da. Da? Încă mai mici. Și folclori și tot ce vreți. Și cu cine e lângă dumneavoastră, doamna pe care îi spun, Fărămâna Justinel? Bună seara, cu respect, vă salut. Fărămâne. O singură rugăminte. Deci, cântanul vărează. Mâine, nepoțica mea... Să nu mă invitați nicăieri că nu vin. La mulți ani din partea noastră. Da, chiar vă invităm. Nu, vă rog din suflet. Lăsați că o să venim oricum. Denisia, nu mai pune mâna pe mine, lasă-mă în pace. Deci domnul Câmpe nu știe cum să onoreze invitațiile Belger, de aceea. Sigur, la mulți ani pentru nepoțica. Vă mulțumesc frumos din suflet și dumneavoastră la fel și la tot neamul dumneavoastră. Mulțumesc, așa să fie. Așa. Și vreau să-i dau și o dedicație. Nu plantează ce considerați dumneavoastră. Sigur că da. Apăsarea spun buton greșit, finala în naiba să fie. Of, mai încercați că poate reușiți. Vor fi melodii frumoase și pentru domnul deci, Câmpeanu și pentru adevărat. Toată familia. Și mai ales că am trecut pe la Bombejiu. Deci, în drumul. Iată, dragii mei, o dedicație specială pentru o doamnă specială. Doamna Drăguț, Valentina, doamnă să vă dea Dumnezeu sănătate, doamna asistentă de la medicală. Doamnă, multă sănătate să vă dea Dumnezeu, că asta e cea mai de preț. Din partea lui Nelu Drăcea, pentru Doru Belger, zis Magion. Mă, ăsta e fratele meu, cum îl fai, mă, Magion? Eu nu puteam, trebuia să spun, că se supără telespectatorul dacă nu spun lucrurile astea. Din partea doamnei Tudorița Pop, pentru toți prietenii din Târgu Jiu. Da, da. Pentru cel mai tare vânător, am vrut să zic, Lungoci Robert Dumitru. Robert, îmi cer scuze că am spus partea cealaltă, de care nu trebuie să știe lumea.
Eu știu când ai, te-a chemat vecinul ăla să-mi puști pisica aia în butoi. Și ai făcut butoiul ciur și pisica ciuciu. A zburat din butoi. Super vânător. Alo. Bună seara. Bună seara. Domnul Belger, sunt Dorina. Numai o clipă, doamnă, o clipă ca să pot să anunț prietenii mei din regie, da, să dea drumul și la Bobsa. Sigur, sigur, aștept. Vă rog. Mă așteptați o oră, două, vă rog. Da, doamnă. Da, cum considerați dumneavoastră? Vă ascult. Aș dori să fac și o dedicație. Da, doamna Dorina, după urechea mea. O iubesc pe doamna din regie. A-a. Bună seara, doamnă. Este o doamnă extraordinară. Mulțumesc frumos. Îi doresc mult succes și multă, multă sănătate. În regie sunt doi bărbați. Aici e studioul. Bine, atunci am studioul, dumneavoastră. Doamne, sunteți o scumpă. Mulțumesc frumos. Exact, un studio, un studio. Oricum și la domnii din regie, la fel că a fost niște drăguți și mi-a făcut legătura cu dumneavoastră. I-auzi? Ce tupeu au! Da, fără domnii din regie, noi n-am fi prezenți. Să apă. Mi s-a uscat gâtul, nu știu ce cauză. Cu această ocazie aș dori să toate cântecele din această seară le dedic doamnei Maria Cojocaru, care împlinește vârsta de 57 de ani, adică a împlinit-o, s-a dus ziua de azi, mai e puțin. La mulți ani frumoși și sănătoși. La mulți ani. La mulți ani. Le doresc toată, tot binele din lume și multă sănătate la întreaga familie. Și să o țină tot așa, să fie alături de mine, cât voi mai duce-o și eu. Că... Să fiți sănătoasă, doamnă. Ne întoarce Dumnezeu cu botoșeii la soare. Să fiți sănătoasă. Cel mai important dar de la viața asta e. Eu de asta zic... Dacă am o boală incurabilă și... Doamnă, dă-ți peste gură să nu aud așa ceva. Da. Lasă-o dracului de boală, că boala... Boala, dacă o băgăm în seamă, ne bagă și ea. Da, ne dă. Dacă nu o băgăm în seamă, n-avem probleme. Așa este, dragul meu, așa este, dar știi, câteodată parcă te doare. Drăguță. Te doare și fiind singurică și eu știi bine. Sunteți cu Dumnezeu, doamnă, și nu sunteți singură. Așteptam pe bunul, pe bunul și... Dumnezeu. Și de pentru cei care mai sunt aproape de dumneavoastră. Dacă mă fac să plâng, nu-ți mai dau voie niciodată să mai suni direct. Vă mulțumesc din suflet, doamnă, vă mulțumesc din suflet. Să fiți sănătoasă, Doamne ajută. Doresc și la nepoții mei de la Bâlteni, fratele meu care este tot așa un bolnav, copiilor lui din Franța, din Italia și la toți cei dragi ai mei și la copiii mei să le dea bunul Dumnezeu o sănătate clip. Și o să clipă. Ne lumineze mințile. O clipă, doamnă, o clipă. Da. Ce se întâmplă că mi-aduc aminte săptămâna trecută? Erați bine, mersi, plină de viață și dintr-o dată, pac, mă fac de... eu. De ce? Mă fac eu că-s plină de viață. Dar așa de trebuie ce? Să și rămâneți. Hai să ne amintim, hai să ne amintim când eu veneam cu canistra la benzină, când îmi puneai canistra în benzină și mai băgam în buzunar câte ceva și ziceai, pleacă de aceea, lasă-i aceea. Ești un bravo, drăguț, ești bravo, un drăguț, bravo. Zăpăcitule care ești. Deci, este un drăguț ca întotdeauna și să-ți dea bunul Dumnezeu. Draga mea, o clipă. Și la... Cred că și eu sunt bolnav, că am și eu niște probleme. Simt eu. Da, ai probleme. Dar, dar. Ești tânăr, ești tânăr, ești tânăr bine, pe dracu. Nu mai s-a terminat. Dar, hai să privim viața cu optimism. Că avem doar una. Deci, mai doresc, mai doresc multă. Ia uzi, mai dorește ceva. Ce mai dorește? Pătruț, familiei Pătruț. Da, doamnă. Lui Mihaela și lui Dan și lui Daniel, care e băiatul lor, un băiat minunat. Și domnul director Salomia. Și am, nu-l uit acum. Acum, domnul Salomia este la București, îi doresc să vină sănătos și să-i dea Dumnezeu tot binele din lume și tot ce-mi doresc mie. La toată familia lui, lui Achilina, lui mama Chirica. Deci nu pot să cred că nu zâmbești puțin, că eu mor dacă nu zâmbești puțin. Mi-ai dat, mi-ai transmis toată partea negativă. Nu mai pot să mai fac emisiunea. Da, știi, în gură. Hai să zâmbim puțin, ce dracului.
E doamna aia așa drăguță lângă tine. Ce să-i fac? S-o pup? Ce să-i fac? Este extraordinară. Este extraordinar. Vă mulțumesc. Și dumneavoastră este, sunteți la pentru fel. Pentru iubitul ei, pentru soțul ei. Ia mâna doamnă, după mine. Doamnă, stimată doamnă, poate ați fost un pic atentă la prezentarea prietenului meu față de invitata pe care o are, adică față de mine. Și ați fost atentă când a spus că eu am avut o moarte clinică. Și dacă Dumnezeu pe mine m-a întors și m-a lăsat, asta sunt în această seară aici. Așa că și dumneavoastră, Doamne ajută. Să fiți sănătoasă și sper eu să ne și vedem față în față. De ce nu? Să dea bunul Dumnezeu, doamnă. Și m-a mai rugat ceva colegul meu și eu am ținut minte. Pentru doamna o să te rog să-i oferi un CD-ul pe care eu îl am la mine. Da. Da? Drăguță? Cu tot dragul. Și o să vin. Acest moment. Îl plătesc eu. O să vin cu masior. Să? Mulțumesc din tot sufletul, doamnă, să vă dea bunul Dumnezeu. Vă pup, Doamne ajută să rămână. Și pentru toate neamurile, pentru că lumea. Eu sunt peste Jiu de Bâlteni, dar n-am mai avut timp să deschid gura, că vorbește numai omul ăsta. Așa, eu sunt de la Fărcășești. Aoleu, și eu sunt din Bâlteni. Și așa, vecină dragă, că înseamnă că o să opresc la dumneavoastră și o să ne și vedem cu drag. Păi, nu, locuiesc în Turcinești la 147. Ne vedem. Chiar vă rog din tot sufletul. Ne vedem, doamnă. Eu nu promit niciodată, mai întâi fac și după aceea se văd rezultatele. Exact. Deci la 147. Vă pup. Da. Să nu... da. Vă pup, Doamne ajută și aveți un CD-ul și toate cele bune de la mine și de la televiziunea. Mulțumesc din tot sufletul pentru acel cu drag. Și mi-l aduce Belger sigur. Că nu scapă dracu, el dacă zâmbești puțin, da! Da. Păi de ce vin acolo să plec plângând? Un suc, altceva nu... fata mea, zâmbește puțin să văd că ești ok. Sigur că da, zâmbit. Deci... Așa, fii al naibii lui tu să fii. Așa. E un drăguț, doamne, este un parcă e altceva. Extraordinar. Ce parcă vrei să iei cobor la subsol, ce dracu, doamne, iată. Îl cunosc de când era șofer. Inginer! De camion. Măi, mamă! Uite, m-a făcut de... Inginer pe duba de pâine! Două rânduri o să-i le spun din alea cu șoferul. Parcă inginer pe duba de pâine. Da, bineînțeles, la panificație, nu mai am înțeles. Și acolo e o mare inginerie pentru a ieși făina. Crezi că oricine dă la manivelă pe timpul ăla și băgam viteză. Ne-am făcut și noi loc pe unde am putut să muncim, doamnă, ce era frumos. Foarte greu. Așa este și pentru că suntem la etapa asta, mama mea a drăguță, fost brutar, măi, așa că... Recunoști în direct câți bănișori i-a intrat în buzunarul ăla din partea dreaptă? Bă, dacă n-a fost buzunarul de la spate... Deci nu spun la nimeni, vorbesc serios. Doamnă scumpă, vă aștept din tot sufletul. Vă pup, am reținut și vă rog să nu mă ocoliți. Nu vă ocolesc, 147 Turcinești. Nu. Auzi, a zis că trece cu 147 și nu te ocolește, dragă. Deci ai mare grijă. Vă pup, ne vedem cât de curând, pentru că o să am câteva zile libere și vreau să le petrec acasă la mine și alături de cei dragi mie. Vă pup. Turcinești? Doamne ajută. Doamne ajută. 147. Doamne ajută. Și vă doresc multă sănătate și la domnul Belger și la toți cei din regie ai. Da, dragă, uite, auzire toți. Mi-au făcut legătura cu domnul, cu așa, dumneavoastră. Așa, așa să fie. Și vă doresc o seară cea mai frumoasă și cea mai liniștită. Mulțumesc și dumneavoastră, vizionare plăcută și un weekend frumos. Ajute Dumnezeu. Doamne ajută. Dumnezeu. Doamne ajută. Iată un mesaj. Salut, boss. Boss. Vreau și o dedicație de la Liviu Șendroiu pentru consătenii mei de la Lelești, pentru Viorel, Chira și o pupă pe Denisia. Îl salut pe Liviu, o salut pe Mihaela. Apropo, vorbiți cu Marian Dragu, e cu camionul, se duce acasă. Însă se bagi și lui o dedicație specială pentru marea lui iubire, Denisia. Doamne, câtă iubire în jurul nostru. Denisia, tu ai băgat... Dacă tu ai adus-o pe Denisia în Gorj, da. Acum vă salut, Liviu, Marian. Pe tine, pe Mihaela, pe toți cei dragi, formația voastră și mi-e dor de toți foștii mei colegi și prieteni care mai sunt, bineînțeles. Denisia,
cu tot respectul. Că ne ducem cu vorba și uite, lumea vrea să mai cânt. Să cânt. Da. Vreau să cânt cu mare drag. Mai avem două melodii, dragii mei. Pregătite. Pregătiți-vă copiii, da? Pentru toți cei prezenți. Sunteți gata? Culcați-vă. Dați-i drumul. Sărbătoare, inima-i voioasă, prietenii și vecinii am chemat la masă. Au venit și toate neamurile mele, până mâine dimineață mă petrec cu ele. Azi e sărbătoare, inima-i voioasă, prietenii și vecinii am chemat la masă. Au venit și toate neamurile mele, până mâine dimineață mă petrec cu ele. Mai rău, ca așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani, să aveți sănătate, numai veselie. Când o fi mai rău, ca așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani. Să-mi cânte aici lăutaru, vesel și cu bucurie să-ntinăm paharul. Să-l golim și iar să-i mai facem vinul, ca sosii și fripturică așa cum merge vinul. Am chemat să-mi cânte aici lăutaru, vesel și cu bucurie să-ntinăm paharul. Să-l golim și iar să-i mai facem vinul, ca sosii și fripturică așa cum merge vinul. Să sănătate, numai veselie. Când o fi mai rău, ca așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani, să aveți sănătate, numai veselie. Când o fi mai rău, ca așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani. Aproape mă simt tare bine. Nu știu ce-i necaz, uit că viața trece și cu ce se alege omul dacă nu-și petrece. Neamurile toate sunt pe lângă mine, când cei dragi îmi sunt aproape mă simt tare bine. Nu știu ce-i necaz, uit că viața trece și cu ce se alege omul dacă nu-și petrece. Să aveți sănătate, numai veselie. Când o fi mai rău, așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani, să aveți sănătate, numai veselie. Când o fi mai rău, așa cum să fie, să aveți iubire și noroc de bani. Eu astăzi din suflet vă zic la mulți ani. Thank you.
că mi-e tare drag de tine, bătrâne, ți-s când ai pace. Ăsta-i traiu care-mi place, tinerețe, stai cu mine. Că mi-e tare drag de tine, bătrâne, ți-s când ai pace. Ăsta-i traiu care-mi place. Ăsta-i traiu care-mi place, tinerețe, stai cu mine. Că mi-e tare drag de tine, bătrânețe, să-mi dai pace. Ăsta-i traiu care-mi place. Ăsta-i traiu care-mi place, tinerețe, stai cu mine. Că mi-e tare drag de tine, bătrânețe, să-mi dai pace. Ăsta-i traiu care-mi place. Ăsta-i traiu care-mi place, tinerețe, stai cu mine. Că mi-e tare drag de tine, bătrânețe, să-mi dai pace. Ăsta-i traiu care-mi place. Bună seara. Doamne. Da, suntem deci, aici, așa cum. Deci avem, te rog frumos, Denisia, nu mai pune mâna pe mine, te rog din suflet. Deci, sincer. De în zilele noastre, pentru audiență. Lasă, pentru, lasă audiența, pentru nu mă interesează pe mine audiența. Pentru vizionare, pentru succes, măi, asta e, minte, trebuie să faci aproape de toate. La mine, emisiunea, trebuie să fii cu minte. Bineînțeles, fii cu atent. Minte multă, în sfârșit. Deci, după accident, mi-a venit și mie, mi-a mai venit minte. Ți-a venit mintea la cap. Da. Deci, da, dacă tot am făcut. Iată. Nu avea emoții. Dacă tu emoții, preiau eu. Am un prieten la Crasna. Îl salutăm cu drag, nu știu ce. Salutăm că da? E nevasta acasă, sparge aia. Îl salutăm cu drag. Salut. Îl salutăm cu drag. Nica, familia Nica de la Drăgoiești. Ionica, te aveam scris pe catastif, e ziua soacrei lui, își iubește soacra fantastic de mult. Soacra o ține în rulot, cum s-o ține în rulotă, bă? În Italia. Soacra a dat fata dragă, așa în că... În Italia, soacra lui Ionica, e în Italia și vrea să-i transmită multe salutări și la mulți ani, pentru că pe tocmai 23... Tocmai a fost melodia cu la mulți ani, deci... Pe 23 ziua ei, Ionica... Să-i dea sănătate și la soția ta, și la copilașii tăi, și la părinții tăi, care sunt niște oameni minunați, și să știi că
e foarte bun apa aia minerală care o bem noi, extraordinară. Băi, are o apă minerală specială pentru mine, da, când sigur, mă duc. Pentru tine adic. Sau pentru voce? Că... Da, pentru voce. Sigur, pentru bine, voce. Bineînțeles, am pentru înțeles, voce. Face alo, destul de bine. Alo! Bună seara, bună seara, domnule Berber. Numai puțin, că băieții mei din regie, uit, am vrut să caut puțin luară beură apă minerală și nu dau drumul la box în studiu. Și i-a intrat în urechi. Acum da, bună bea seara. Pe urechi, bea pe bună urechi. Bună seara, domnule, dragă. Bună seara, doamnă, domnișoara Denisa. E domnișoara. Nu, e doamnă. Bine că nu trebuie să jignim domnii, adică un domn cum e Belger lângă da, mine. Dar mă simt bine oricum, mă simt flatată. Denisa și păi dacă suficient. Zici ce-a făcut domnișoara, îți dai seara. Da. De origine sunt bucovinean. Ce frumos. Îmi place muzica, este terapia sufletului și cu categoric. Rău, Belger, dacă ați face tratamentul ăsta măcar o dată în fiecare seară, câte o oră. Păi, numai vinerea cu tratamentul ăsta ne ajunge are toate bolile. Dar oricum ne tratăm foarte bine cu muzică. Mai vinerea zi de post. Vinerea. Deci oare da? Să fiu eu un doctor de suflete? Un doctor, ați văzut că sunt mai multe tipuri, și mai slăbuși și mai buni. Dacă da, există da. Un timbru al vocii, cum e al lui Denisa, clar, boala sare din prima, din prima ședință. Mulțumesc din prima frumos! Ședință. E sub... muzica populară, într-adevăr, este o terapie pentru suflet, este ceea ce alină în orice situație, în orice împrejurare, alină anumite, anumite dureri ale sufletului. Așa este. Așa este, domnule. Așa este. Ar trebui, domnul Berger, să mai întrebați dumneavoastră invitații dumneavoastră, pe unde mai sunt, ce se mai ocupă, ce domnul, mai face. Că pe doamna Denisa n-am văzut-o de câțiva ani și mi-e foarte drag de ea. Eu am avut o, cum să spun, o ocazie să vin odată cu ea de la Vâlcea înspre Părcășești, înspre Valea cu Apă. Wow, eu dragă numărul de telefon, omul. Da, sigur că da. Da. Ia mâna de pe mine, măi Denisia. Domnule, nu știu de ce m-a adus aici, dar nu mă las. Eu știu că sunt dragă, dar vorbesc cu prieteni. Te las, dar nu mai pune mâna pe mine. Îmi face mare plăcere ce îmi spuneți. Dacă a fost șofer, domnule inginer, domnule, că altfel nu ajungeam aici. Domnule dragă, îmi cer scuze pentru afirmație, dar cred că s-a mai schimbat și moda. Mai conduce și femeia, știți? Da, ca da. De obicei, adică știți da, dumneavoastră. Femeia da, te ridică, da. Femeia te coboară, femeia îți dă viață da. Și tot ea te omoară. Vă mulțumesc frumos, o să-ți dau apă minerală, uite așa, ca să-l ascult da. Pe domnul. Mă bucur că ne reîntâlnim și ne revedem. Nu ne lasă în pace, vede că ne cunoaștem și de a intervine. Sunt gelos. Cu tot dragul, mă bucur. Așa cum e el, acest zăpăcit de Belgier pe care eu îl respect și îl iubesc și îl prețuiesc mult de tot, mă bucur că m-a adus aici. Este prima persoană care face acest gest, să știți și dumneavoastră. Și vreau să știe și ceilalți care privesc în această seară emisiunea. Așa pentru că să nu ți-o iei de altfel cap. Decât cum este adevărat. Eu îți mulțumesc, vorbeam noi de prieteni. Domnule, prietenii se uită, anii trec, chiar dacă am o cicatrice pe obraz, niciodată nu mi-am pierdut obrazul, așa spun eu. Și doar atât. E doar puțin schimbată, dar mulțumesc plăcută. Frumos. Plăcută de cum te cunoșteam. Vocea este minunată. Mulțumesc și frumos. Parcă mai perfecționată decât. Și decât se poate și mai bine, domnule. Că... Dar ne pare rău că când cred că mai mult pe la Vulcea decât pe la Gorj. Sunt stabilită acolo, am să spun în câteva bine, cuvinte. Bine, îmi pare rău. Timpul ne presează fantastic de mult. Nu, n-am să cer nicio dedicație nimic, o să fie, pentru că cu drag. emisiunea noastră în sine este o dedicație pentru toți gorjenii și mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot și eu și toate cele bune și toată emisiunea vă este dedicată. Iată, dragii mei, înainte de a lua pauză, Minel de la Turceni, prietenul meu, care îl cunoașteți cu toții, care l-am avut a cântat la orgă în televiziunile pe unde am fost eu, acordionist, mare acordionist, zice el într-un mesaj,
Ce ceas frumos ai, tâmpitule. Deci, m-ai lăsat. Măi, e un ceas cucuc, măi Minel. Dar nu vă supărați. Este, trebuie să-l arăt telespectatorilor. E ceas cu multe șmecherii pe el. O să-l rog pe Tili să se ridice de pe unul dintre cei 6 cameramani. Să se ridice, se arată acest ceas minunat, nu se vede. Deci are multe lucruri pe el. Are taci. Are taci. Taci urmează, deci... mă poate. Nu e al meu, e al unui prieten din Anglia. Mi l-a lăsat să-l țin până vine acasă. Ți l-a deci, lăsat desertar. Mi l-a lăsat, oh, Doamne, mi l-a lăsat să, până vine din Anglia. Deci, dragii mei, o să luăm o mică pauză, după care o să revenim. Zi tu publicitate, că mi-e rușine. Câteva momente de publicitate, așa, după care revenim. Mai mult eu decât prietenul meu, care puțină treabă și... Exact. Ne revedem în curând. Ești șomer sau persoană în căutarea unui loc de muncă? Dorești să obții o calificare nouă sau să dobândești noi competențe necesare angajării? Dacă da, te așteptăm la Job Clubul din Târgu Jiu, strada Ecaterina Teodoroiu, numărul 92, etaj 2, fosta fabrică de țigarete, pentru a putea beneficia.